Cu Răzvan Ursuleanu Marius Zanfir a mai fost invitat în uh, emisiune Marius în emisiunea în comunitate la, la Bucurește FM Marius este uh, psiholog, expert psihologie clinică și psihologie judiciară și mi-am că data trecută când a venit în emisiune, ne-am întâlnit aici eram uh, mai mult decât fascinat de asocierea dintre aceste două cuvinte în primul rând, psihologie judiciară Uh, din punctul meu de vedere, care am iubit uh, serialele și filmele polițiste Asta înseamnă se traduce așa de detectiv Pentru că e un soi de detectiv Ori uh, să ai un detectiv în emisiune se pare absolut extraordinar uh, Marius, bine ai revenit în emisiune Bine v-am regăsit uh, Spuneam despre Marius că este psiholog expert în psihologie clinică și psihologie judiciară Este de asemenea președinte la, președintele Asociației pentru Sănătate Mintală a Copilului Și vom lega toate aceste teme de această zi de 2 aprilie, Ziua Mondială de Conștientizare a Autismului. Noi despre autism am discutat de multe ori de-a de lungul timpului cu reprezentanți de la diverse asociații care se ocupă de acești copii, am discutat însă mai puțin despre... Am discutat și asta, dar mai puțin despre interacțiunea exagerată a unui copil cu uh, mediul virtual și de asemenea despre rolul părintelui sau, la modul general, al adultului în această poveste. Și o să te rog, Mario, să începem cu acest lucru. Pentru că sunt foarte mulți părinți și adulți care se laudă cu copilul lor, că este, uh, sau copiilor, că sunt foarte cuminți, spre deosebire de alții care se afară sparg geamuri. Nu-l auzi în casă, și bineînțeles, e un model pentru ceilalți copii Dar nu-l auzi în casă Pentru că tot ei sunt cei care l-au parcat în cealaltă cameră Ca să te așa liniștiți I-au pus un dispozitiv în față și el nu scoate un sunet cu orele Vă să te rog să începem de aici Da, e o influență foarte mare Pentru că mai ales dacă vorbim de copilul foarte mic Care are creierul în, în dezvoltare Gândiți-vă că până în 2 ani creierul își triplează dimensiunea deci avem nevoie, în primul rând, de, într-adevăr, de o materie primă din care să se creeze, dar avem nevoie și de muncitori, adică de o stimulare senzorio-motorie și socio-afectivă. Numai în baza acestor mecanisme, creierul se dezvoltă corespunzător. De pildă, sunt studii recente care arată că la un copil mic, statul pe ecran, doar ca activitate recreațională, nu dezvoltă cortexul cingulat, adică vorbim de efectiv, nu se dezvoltă cum trebuie. Se atrofiază anumite zone pe care noi le folosim uh, ulterior în uh, gândirea elevată, în uh, conștientizarea și anticiparea anumitor uh, lucruri, în uh, impulsivitate, în controlul impulsivității, în controlul motivației. Pot fi recuperate? Cu cât avansăm mai mult în vârstă, cu atât mai greu. De pildă, sunt foarte multe studii și mi-aduc aminte la master, ne prezentau fel de fel de studii și spuneau până în trei ani și jumătate, dacă nu reușim să rezolvăm problemele comportamentale, e foarte greu să le mai rezolvăm după aceea. Sunt niște ferestre de oportunitate ale creierului. Eu cred că dacă nu reușim să rezolvăm până la 5-6 ani niște lucruri de control al impulsivității mai ales, apar niște probleme foarte grave. Pentru că, vedeți, o persoană, chiar și un adult, dar mai ales un copil care stă foarte mult în fața unui ecran, Creierul lui, în primul rând, se învață să primească informația la 25 de cadre pe secundă, dacă vorbim de transmisiunile clasice. Se învață să primească plăcere neurologică și pentru noi și pentru copilul în momentul în care stăm mai mult în fața unui ecran. Creierul se duce către undele alfa și acolo vorbim deja de, de un fel de relaxare. Undele alfa le întâlnim în hipnoză sau în perioada aia când ne-am trezit, dar încă parcă mai suntem un pic cu un picior și în somn. Și în undele astea alfa creierul descarcă niște substanțe asemănătoare celor din gama opiacelor. În gama opiacelor avem heroină, morfină, codei. Și mai ales ceea ce mi se pare cel mai grav este copilul ăla se învață să primească plăcere la o viteză foarte mare, fără să depună efort. Deci fără să depună niciun efort. Or, orice activitate. Gândiți-vă că haideți să evaluăm o zi obișnuită a unui adult. Și o să vedeți că minim 80-90% din activitățile zilnice, în timp ce le facem, nu avem niciun chef să le facem. Dar le facem pentru că creierul nostru a învățat când trebuie să producă hormonii stresului, când trebuie să producă hormonii plăcerii. Da? Sună ceasul și trebuie să plec la serviciu, apare stresul. Stresul ne ajută pentru că pe o perioadă stresantă scurtă, viteza de circulație a informației la nivelul creierului poate să crească și de câteva mii de ori. Și analizez. Nu mă duc la serviciu, nu iau bani, nu iau bani, mă dau afară, nu mă pot descurca. Și atunci Ce îmi pun pe mine? Ce îmi pun pe mine? Plec la serviciu. Da? Fac un duș, poate n-aveam chef să fac duș, trebuie să-mi fac, îmi place să fac cafeaua, dar îmi place să beau cafeaua, dar poate nu-mi place să o fac neapărat și trebuie să stau să o fac dacă n-am un aparat mai deștept, trebuie să o fac la ibric și pierd vremea acolo. Uh, și în felul acesta vedem cum foarte mare parte din activitățile zilnice în timp ce le facem, nu avem cum să le facem. Ori un copil care este lăsat foarte mult în fața ecranului și de cele mai multe ori nu neapărat ecranul este de vină, cât combinația ecran-hiperprotectivitate. De cele mai multe ori n-am timp să mă ocup de copil îi dau un ecran în mână și când am timp să mă ocup de el, nu las să facă nimic, că fac eu tot în locul lui. Și combinația asta, de fapt, se potențează negativ una pe cealaltă și ajungem la un copil foarte disfuncțional la o anumită vârstă. Să intrați, dragi prieteni, vă rog mult și pe pagina noastră de Facebook București FM, emisiunea este emisiunea în comunitate și invitatul de astăzi pot fi și văzute pentru că emisiunea este live și video. Legând lucrurile pe care le-ai spus tu uh, puțin mai devreme cu statisticile, mă rog, care evident toate sunt cumva relative, uh, practic un adult care este supus de-a lungul unei zile la toți acești factori pe care nu și dorește de stres, începând da. cu trăistul de, de dimineață, uh, ajunge, sau uh, lucrul acesta așa pare, e aparent, ajunge să își dorească să nu vină un uh, stres suplimentar. Care e copilul, care și peste toate aceste lucruri impuse, și el vine să te întrebe, să dărâme prin casă, să facă mizerie, să scape mâncarea pe jos, să... deci un, un milion de lucruri. Un copil, dacă stăm și ne gândim așa pragmatic, cinic, produce toate aceste lucruri care țin cam toate de uh, disconfort, disconfortul adultului, zgomot, mizerie și așa mai departe. Nu cumva adultul îl consideră pe copil. Care ar trebui să fie în prim plan. Drept ceva care și tu mai lipseai, și atunci ia acest dispozitiv, măcar pe tine, să nu te aud. Și îl parchează, fără ai dori neapărat rău. Îl, îl, îl scoate din. îl consideră suprapresiune? Da, pentru că stau să mă gândesc un pic perioada copilăriei mele, unde și ai noștri munceau, părinții noștri. Dar era lipsa aceasta de stres, pentru că orice persoană era obligat să ai un serviciu. n aveai un serviciu, era deja un caz penal. Parazitism. C era parazitist și era caz penal. Deci, părinții noștri nu aveau stresul serviciului. Că ieșeau, în general, se ieșea la pensie. Unde te-ai angajat, cam ieșeai la pensie din locul ăla de muncă. Veneau relaxați acasă. Știu că se munceau șase zile atunci, dar era toată lumea mult mai relaxată. Programul, când se termina, era program terminat. La trei, la patru erau acasă, în funcție de ce program aveau, și tot era, toată lumea era relaxată. În ziua de astăzi, din păcate, majoritatea dintre noi, adulții. Trăim cu un stres al zilei de mâine. Atunci toată lumea avea casă, toată lumea avea, avea serviciu. Ori dintr-un foc, lucrurile astea, gândiți-vă că majoritatea tinerilor trebuie să facă un credit, numai gândul că ai un credit pe 30 de ani. Și 30 de ani tu trebuie să lucrezi în așa fel încât să-ți permiți să plătești în fiecare lună rata aia, că dacă n-ai putut o lună, luna viitoare sunt două rate și deja este. Și lucrurile astea la nivel inconștient vin ca un tăvălug așa psihologic, la care se mai adaugă, bineînțeles, cum a zis și partea aceasta de copil, care poate mai vine și el cu, cu, stresurile lui. De multe ori, din păcate, mama este singură după ce naște, nu are ajutorul care, care trebuie și vine un stres suplimentar creat de mecanismele sociale pe care ni le impune societatea. Către trebuie să ai nu știu ce cărucior, parcă îl interesează pe copil în ce fel de cărucior merge sau în ce fel, din ce fel de biberon bea copilul. Dar trebuie să fie de nu știu ce fel de calitate și apar fel de fel de stresuri suplimentare care din punctul meu de vedere n-ar avea nicio logică și uh, ar trebui să trăim mult mai, mult mai relaxați. Dar vreau să întreb un lucru. Presupun că dacă e un adult funcțional și uh, îi spui discuți cu el, îl întreb toate aceste lucruri, îți va răspunde corect. Nu va fi surprins, de fapt surprins cu adevărat, de nimic din ceea ce ai spus tu până acum. O să spună de fiecare dată, desigur, da, așa este, știam aceste lucruri. Deci nu e vorba că e o surpriză, un mister tainic pe care noi acum deschidem cutia magică și îl dezvăluim. Lucrurile acestea sunt cunoscute. Cu toate acestea, mi se pare mai rău, cu toate acestea însă, confortul adultului, care poate fi imediat justificat, explicat de factorii de stres, grija zilei de mâine, facturi. Doamne, ferește, suntem îmbolnăvești și așa mai departe, duc către. De fapt, e un, un fel de izolare a copilului. Îl, iz, îl, îl izolezi de propria persoană, adică de părinte. Nu tot timpul, că îl iubești, dar să nu urle chiar toată ziua, 24 de ore prin casă, că nu mai pot. Da, din păcate, astăzi mecanismele pe care am ajuns să nu le mai conștientizăm de multe ori. Plus că, vă spuneam, s-au acumulat niște stresuri suplimentare asupra noastră, a generației actuale de, de părinți, stresuri pe care, cu toate că tehnologia a evoluat foarte mult, avem mașină de spălat, avem roboți de aspirat, avem cu toate asta eu cred că stresul a crescut foarte mult tocmai pentru că uh, mâncăm mult mai mult, uh, risipim mult mai mult, uh, schimbăm hainele mult mai des... Uh, pe vremea părinților noștri, o mobilă te ținea toată viața, acum schimbi mobila din uh, 3 în 3 ani, din 5 în 5 ani, renovezi casa de nu știu câte ori, că nu-ți mai place. Și lucrurile astea înseamnă, de fapt, stres, înseamnă griji, înseamnă lucruri care se acumulează deja pe un stres uh, deja creat. Nu există vreo medicament minune? există, nu știu, și eu i-am spus soției când erau copii mici că și eu am trei și i-am zis dacă vrea să-i creștem bine și a zis că da și zic că păi, ar trebui să învățăm de la vârsta asta uh, mâncarea pe care o mănâncă ar trebui să o merite. Și ea mi-a răspuns cum adică să nu le dau să mănânce. Eu zic, stai puțin, că n-am spus să nu le dai să mănânce. Dar noi, ca să le punem mâncare pe masă, trebuie să ne ducem la serviciu. De la serviciu trebuie să trecem pe la magazin să o cumpărăm. De la magazin trebuie să venim acasă să o gătim. După ce am gătit tot trebuie să le încălzim sau să le punem în farfurie. Ei, pe nivelul lor de funcționalitate, ce au făcut astăzi să merite această mâncare? Mâncarea fiind nevoie de bază. Da? Pentru că, în general, dacă responsabilizăm copilul de mic, îi va fi lui mult mai ușor. Gândiți-vă că mai nou, anul trecut, la o conferință în Belgia, s-a considerat hiperprotectivitatea un fel de abuz asupra copilului copilul care nu e lăsat să facă lucruri, pentru că face părintele în locul lui, le spun tuturor mămicilor când fac evaluarea, faceți lucruri împreună cu copilul pentru copil, nu dumneavoastră în locul lui. Vreau să învețe copilul să noate, îl duc la bazin, dar niciodată nu-l bag în apă, că e apa rece sau udă. Și după un an am pretenție că nu știe să noate. Păi cum să știe să noate dacă eu nu l-am băgat în apă? Puneți-i să facă treabă, implicați Da? Acum sunt copii care au un nivel de empatie mult mai mare genetic și își doresc ei și au ei Inițiativa și tendința aceasta de a face lucruri și de a imita adulții, dar sunt copii care trebuie să îi împingem de la spate și atunci trebuie cumva să îi condiționăm dacă vrem să îi ajutăm până la urmă. Unde interacționează copiii între ei? Dar nu mă refer la lucrurile impuse, cum ar fi școala. Pentru că la școală copiii nu se duc să se întâlnească, adică se trezesc ei așa și se gândesc, hai să-mi să văd eu colegii și colegele și ăla e locul nostru de întâlnire. Se duc pentru că e necesar, cum se trezește adultul cu ceasul să meargă la muncă uh, ei mai interacționează strângându-se în grupuri, în găști pur și simplu, mă refer la copilul da, la adolescenți, că acolo ei încep să, în aparență să să se, își întâlnească fizic dar uh, vin cu această întrebare pentru că mi amintesc că în, în copilăria am locuit în militari, în zona Lugerului în blocuri uriașe, șapte scări zece etaje, eram, în fiecare bloc era populație cât într-un sat era eram la propriu uh, mii de copii. Uh, 5, 6 după amiaza, afară era, ai fi putut să crezi că e demonstrație, era o hărbălaie de nedescris, un milion de jocuri, ne asociam pe scări și așa mai departe. Acum când mă duc după toți acești ani, la orele acelea nu este niciun copil afară, niciunul. N-au plecat din țară, ei sunt undeva prin casă pe acolo. Da. Uh, de, ce, de ce nu ies? Nu vor ei... Părinții nu doresc să expună sau ce se întâmplă? Iarăși e un cumul de factori În primul rând că într-adevăr riscurile lăsării unui copil în fața blocului în ziua de astăzi Sunt mult mai mari decât la generația noastră Pe lângă aceasta există uh, această lipsă de toleranță noastră Să nu păsească copilul ceva da? Eu țin minte arunca în ghiozdanul Păi în clasa întâi o singură dată m-a dus mama la școală după aceea am învățat drumul și ne-am dus singur. Nu stătea nimeni după tine. Păi copiii acum îi ducem și la liceu, îi ducem cu mașina. Da? Uh... Și atunci nu erau mașini prea multe. Pe lângă asta mai era un factor. Școlile aveau porțile deschise tot timpul. Noi mergeam în școală. Da? Și în școală mergeam la fotbal, la tenis, la basket, la ce mergeam acolo, tot timpul aveam acces. Nimeni nu ne interzicea să intrăm în școală. În ziua de astăzi nu mai voi să te duci în școală, când s-a școală. Locurile de joacă, chiar dacă unele s-au înmulțit, nu ai locuri de joacă unde să strângi comunitate mai mare. Locurile, dacă vreau să mă duc să joc fotbal, trebuie să mă duc la un teren unde trebuie să plătesc niște bani, care în general s-ar putea să nu mai fie aproape de bloc. Da? Sunt multe mașini, acum circulă multe, noi puteam poate mingea chiar și în spatele blocului, dar erau spații mai mari, de... mai libere. Acum, cel puțin pe lângă blocuri, sunt parcări, pur și simplu. Nu mai ai loc să, să te joci. Um... Nu știu dacă să numesc autismul clasic, dar încerc prin comparație cu autismul virtual. De fapt, se încadrează în, în același diagnostic sau sunt separate în mod vizibil? Din punctul meu de vedere, autismul nu există. Și o să fac o afirmație și susțin. În momentul ăsta nu avem nicio analiză de tip medical care să vină să confirme acest autism. Deci, autismul, deci vorbesc ca diagnostic principal, nu că nu există. Nu există ca diagnostic principal. Deci, diagnosticul de autism pus ca diagnostic principal este un diagnostic greșit. Pentru că noi nu facem să evaluăm decât niște comportamente exterioare ale copilului. De aceea, eu personal nu accept diagnostice din acestea. Copilul s-a născut cu autism, este un diagnostic pe viață. Dar Cui nu se spune așa. Se, se spune TSA. Uh, de spectru autist. Da, uh, spunea la un moment dat cineva, mi s-a părut foarte interesant, nu știu de cât de corect este din punct de vedere științific, că ideea de a încadra la TSA tulburare în spectru autist uh, este uh, similară cu ideea de a încadra pe cineva care uh, are un guturai sau a făcut pneumonia, cineva a făcut pneumonie, la tulburare în spectru viral. Deci e pe acolo, pe undeva, adică nu, nu se definește Tocmai exact, dar ceea ce mi se pare uh, puțin cam generalist. Tocmai pentru că, de fapt, neavând niște mecanisme medici în ziua de astăzi prin care să diagnosticheze, de fapt, autismul și, bineînțeles, să-l trateze, da, au pus așa o umbrelă, tulburare de spectru autist. Uh, vorbeați de Institutul de Psihologie Judiciară pe care l-am uh, terminat. Am făcut autopsia psihologică a autismului. Și am identificat, printr o metodă specifică în psihologie judiciare, ce este cu adevărat autism. Da? Și în felul acesta o să ne dăm seama Autopsia că... la figurat. La figurat, bineînțeles. Că nu... Deci trebuie să disecăm cumva toate mecanismele aceste ale, ale autismului. Ce e afectat în autism? Primul mecanism foarte afectat în autism este această arie socială. Copilul nu mai privește oameni, nu-i mai imită, nu-i mai urmărește. Cine răspunde la nivel interior în organismul nostru de acest mecanism? Păi răspunde sistemul, numindul general, sistemul dopaminergic, adică sistemul care produce hormonii plăcerii în interacțiunea socială. Da? Ce mai este afectat în autism? Este partea de limbaj, comunicare și mecanisme ale gândirii. Cine răspunde la nivel intern? Mecanismul neurosinaptic, adică mecanismul prin care se, re, se creează aceste sinapse, aceste legături neuronale, pentru că, vă spuneam, în primii doi ani de viață creierul își triplează dimensiunea și nu neapărat că crezi neuron noi, pentru că bebelușul are aproape același număr de neuroni pe care îl avem și noi, ci pentru că încep să creeze rețele neuronale. Da? E, astea ar trebui să le privim ca pe o fabrică. Fabrica dopaminergică, fabrica neurosinaptică. Ia gândiți-vă de ce nu s-a descoperit cauza autismului. Pentru că, de fapt, nu este o singură cauză. Dacă privim autismul prin metoda aceasta autopsiei psihologice, o să vedem că o fabrică, pentru a funcționa, are nevoie de spațiu, de clădire, de utilități, de utilaje, materie primă, energie electrică, muncitori, șef la muncitorii aceia. Gândiți-vă că un singur element din fabrica asta lipsește. Sau nu funcționează corespunzător. Mai produce fabrica ce trebuie? Nu mai produce ce trebuie și apar aceste comportamente pe care noi le numim autism. Deci, din punctul meu de vedere, autismul este un efect al altor cauze. Dar cum poate totuși clinic, științific, cum poate fi denumit? Chiar s-a ales acest cuvânt, această denumire, care a intrat și în sintagme, autismul clasic, autismul virtual și așa mai departe. Dacă nu-l uh, numim în acest fel, pe baza argumentelor pe care tu le-ai spus puțin mai devreme, cumva trebuie să-l numim, pentru că, în mod evident, este o disfuncție, nu intră în categoria de normalitate și copiii tineri respectiv, oamenii respectiv, sunt afectați de ceva. Deci, cum, cum ai defini? Eu aș pune un paralel cu depresie. Pot să spun că o persoană poate avea depresie pe viață, pentru că eu nu evaluez decât niște comportamente exterioare ale persoanei respective. Nu mai are chef de viață, este izolat, este retras, nu mai primește plăcere din niciun mecanism social. Mai nou, depresia s-a descoperit că este o tulburare a microbiomului uman. De ce? 95% din hormonii plăcerii în interacțiunea socială se produc de către microbiomul uman de niște bacterii din stomacul. Putem să rămânem aici și să uh, explicăm mai bine ce înseamnă pentru ascultătorii noștri, pentru noi toți, ce înseamnă microbiomul uman și de ce este atât de important în, în discuția microbiomul noastră? Microbiomul uman reprezintă totalitatea microbilor din corpul nostru. Vorbim acolo de virus, retrovirus, bacterii, fungi, ciuperci, arhee. Ca să înțelegem cât de important este acest microbiom și sistemul digestiv, mai ales, gândiți-vă că celulele noastre proprii din corpul nostru reprezintă doar 10%. 90% din celule sunt celule din acest microbiom uman. Microbiomul uman, care o să vedem, are o funcție foarte importantă în organismul uman. Mai nou, cercetările recente arată că 90% din boli pleacă de la un dezechilibru al microbiomului uman. Da? Uh, din punct de vedere genetic, genele pe care le-am moștenit și eu și dumneavoastră de la părinții noștri reprezintă doar 0,75% din totalitatea genelor din corpul nostru. 0,7%, 1%. Nici 1%, în condițiile în care din această informație genetică noi nu folosim decât 1,82%. Și o să vă explic de ce. Celula STEM din care ne creăm cu toții și care păstrează același pattern genetic în fiecare celulă, ea poate fi și celulă de ficat, și celulă, orice tip de celulă. Și atunci are nevoie de toată informația genetică Pentru a fi orice tip de celulă. Numai că, imediat după aceea, celulele încep să specializeze. Una este de piele, una este de ochi, una este de ficat, una este de rinichi. Și atunci ea nu va mai folosi informația decât, nu am nevoie decât informația pentru ficat, că eu sunt celule de ficat. Și atunci folosesc atât de puțin. Restul genelor sunt gene din acest microbiom uman. Da? Avem peste 500.000 de gene în uh, microbiomul uman și uh, microbiom, uh, și gen, genomul uman să. S-a decodificat și avem undeva în medie 22.500 de gene noi, ca, ca specie, cu toate că totalitatea acestor gene, dacă ar fi să le scriem, trebuie o, sunt mii de volume, să le scriem undeva. Ideea este că trebuie să înțelegem importanța microbiomului. Vă spuneam că 95% din hormonii plăcerii, interacțiunea socială, se produc în intestine, de către o bacterie, de aceea apare și depresia, de aceea apare și, uh, uite, și autismul. Uh, Totul trece prin stomac. Această expresie capătă, bază baze ușor științifice. Îl mai numeam noi al doilea creier, dar din punctul meu de vedere, terminând și formarea pe partea de microbiom uh, uman, uh, am descoperit că, de fapt, uh, stomacul este primul creier și creierul nostru se dezvoltă în relație directă cu acest creier. De ce? Uh, sistemul digestiv este singurul organ din corpul nostru care are propriul sistem neuronal, are între 200 și 500 de milioane de neuroni și un miliard de celule gliale se aseamănă foarte mult cu creierul unei pisicuțe ca și funcționalitate și este singurul organ din corpul nostru care funcționează de cuplal de la creier. s Au făcut experimente, s-a tăiat nervul vag și stomacul în continuare își vede singur de treabă, se contractă. De deja deci modul ideal, de ideal ar fi ca aceste două entități să colaboreze foarte bine între Când ele. Trebuie să colaboreze. Ideea este că datorită alimentației, datorită na unui procent foarte mare de nașteri prin cezariană, acest microbiom este foarte afectat în ultimii ani. Gândiți-vă că am făcut o statistică personală. În ultimii 5 ani am evaluat peste 1000 de copii nou diagnosticați. Irreversibil este afectat? Uh, nu, nu este irreversibil. Ăsta este avantajul foarte mare. Microbiomul oricând îl putem modifica. Este exact ca o amprentă. Nu există două persoane cu același microbiom. Dar și avantajul mare este că genele din acest microbiom noi le putem modifica oricând. Totul ținând de nutriție, de alimentație. Ceea ce înseamnă că microbiomul uman ca să nu să revenim că ne-am îndepărtat, ca să ne pliem exact pe tema anunțată a emisiunii, este un factor care afectează, uh, modifică sau creează autismul virtual, că am convenit să-l nu, să numim nu, nu, așa. Nu. Nu. nu creează autismul virtual, este unul din factorii care amplifică poate autismul virtual. Haideți să facem o diferențiere ca să discutăm la un moment dat. Este, gazul, clasic, peste, uh, este gazul peste foc. Autism clasic, autism virtual. Autismul clasic. Sunt convenții, de fabrică, le folosim pe post da, de convenție. Pe convenții, în ghilimele, bineînțeles că nu există. Autismul virtual nu există ca diagnostic, nici n-am vrut să existe ca diagnostic uh, medical lucrul acesta. Uh, în acea fabrică, în autismul clasic, ceva e defect, e stricat. Clar, fabrica nu mai produce ce trebuie. În autismul virtual nu este neapărat ceva stricat în fabrică, dar muncitorii, în loc să stea la bandă să lucreze, stau pe tabletă, stau pe telefon. Produce fabrica ce trebuie? nu produce ce trebuie. Cum ne putem noi da seama dacă este o, o, formă sau alta? Deci de autismul virtual nu poți să vorbești niciodată la prezent. Îți vorbești numai la trecut. Pune muncitorii la treabă. Prin terapie noi asta facem. Pune muncitorii la treabă și în funcție de ritmul de recuperare ne dăm seama dacă ăsta a fost unul din factori sau care a fost procentul de influențare în, în cazurile astea. De cel mai multe ori sunt mult mai mulți factori. Cine sunt muncitorii? Părinții, copiii, părinții Stimularea și copiii? Stimularea senzorio socio-afectiv. Cine face lucrul ăsta la un copil mic? părinți sincer. teoretic. Teoretic că părinții ar trebui să lasă nutriție care poate ajuta? Da. Gândiți-vă că eu din Notăm uh, uh, sunt mii de volume? Uh, nu neapărat mii de volume, dar uh, poate ajuta foarte mult uh, în autism pentru că mergem pe legătura de cauzalitate în primul și în primul rând. Eu am uh, în cadrul clinic pe care o conduc, uh, solicităm acum și niște analize specifice părinților uh, pentru pe partea asta de sistem digestiv și vreau să vă spun că 100% din copii au tulburări digestive, vorbim de copiii cu autism, 93% dintre ei au disbioză intestinală. Ce înseamnă? Înseamnă că bacteriile acestea din stomacul lor nu mai sunt în simbioză. Niște Ca bacterii disbioza, nu da, există, da, deci nu foarte simbioza. puține bacterii cu adevărat rele. Problema este când se înmulțesc foarte mult anumite bacterii, care ele, într-o cantitate normală, erau ok. Da? Și atunci este disbioză, este într-un dezechilibru, de fapt, această floră intestinală. Sunt peste 1000 de specii în microbiomul uman. După aceea, un nivel de histamină, la fel, avem peste 85% copii cu un nivel de histamină crescut. Și, în general, eu am găsit prin autopsia psihologică și legătura de cauzalitate într-ulburele de spectru autism, copiii au niște stereotipile, numim noi, niște comportamente repetitive, niște fixații pe care le fac ore întregi aproape și întresc o plăcere foarte mare. Dar aici o paranteză, nu știu cât de subtilă, uh, lucrurile acestea în ghilimele sunt dobândite pe perioada vieții. Uh, din cauza adulților, pe, pe expresie pleonastică, putem să spunem din cauza, uh, dar există și copii care se nasc așa, deci nu, în cazul acestea nu pot spune că au avut o nutriție necorespunzătoare, că au fost uh, Parcați în uh, dormitor și lăsați în fața uh, calculatorului. Deci, pentru aceste disfuncții, ele intră în aceeași categorie sau sunt separate? Intră în aceeași categorie, dar uh, aici se greșește diagnosticarea. Există o tulburare genetică în care lipsește gena care trebuia să producă sinapse. Deci, fabrica uh, neurosinaptică nu va putea produce niciodată nimic, pentru că ea nu are utilajele, nu are tot ce trebuie acolo. Pot fi aduse? Din punct de vedere exterior eu văd comportamentele specifice, tulburări de spectru autist și pun diagnostic de tulburare de spectru autist. Dacă copilul are o tulburare genetică, care cauzează, de fapt, tulburarea de spectru autist este un efect al acestei tulburări. Deci, din punctul meu de vedere, sunt foarte puține cazuri de autism născut. De cele mai multe ori, pentru că eu pun o întrebare simplă părintelui, la două, trei luni, când vă duceați la pătuțul copilului, copilul vă privea, se bucura când vă vedea, pentru că vă spuneam, unul din mecanismele cel mai afectat este sistemul dopaminergic, acesta în care copilul se bucură în interacțiune. Și ei răspund că da. Și ei răspund că da. Dintr-o dată, tot timpul, majoritatea părinților spun, dintr-o dată ceva s-a întâmplat. Și acest ceva poate avea foarte multe cauze, total diferite, de aceea pe forumurile de părinți tot timpul există scandal, eu nu l-am lăsat la ecrane, eu nu i-am făcut vaccin, eu nu i-am făcut nu știu ce, eu i-am făcut nu știu ce. De aceea nu s-a descoperit cauza, pentru că orice cercetare faci, vor veni niște e, copii care sunt afectați de cu totul și cu totul altceva și îți, vo îți voi infirma tot ce ai făcut până atunci. Da, vin excepțiile și de fapt nu, nu poți să mergi pe un drum pentru că nu mai ai control pe el deci, din punct de vedere științific. Dacă înțelegem că este o afectare a unui element dintr-o fabrică, sunt foarte multe elemente în fabrica aia care poți... Ne întoarcem la nutriție, avem o listă, cu, nu știu, principală? De fapt nu două, așa da în mod obligatoriu și așa nu în mod obligatoriu? Da, în primul rând ar trebui eliminat lactatele și vorbesc de laptele de vacă și mai ales laptele dulce. Sunt bune alimentele fermentate. Până în 3 ani copilul produce uh, lactaza care este uh, enzima care degradează lactoza. După 3 ani, 90% din populație nu mai produce această lactază și astfel se produc niște inflamații la nivel digestiv. Faptul că majoritatea laptului de pe piață de fapt aproape tot este pasteurizat, prin pasteurizare crește în cantitatea de caseină, aproape o dublăm și de lactoză. Și în felul acesta, lucrurile astea provoacă inflamații la nivel digestiv, inflamații care nu mai, nu mai îmi dau voie să dezvolte corespunzător creierul. Da? După aceea, dacă vorbim de, de gluten, care iarăși, datorită faptului că este făcut dintr-un grâu modificat genetic, care din 12 cromozomi au ajuns la 46 de cromozomi, organismul nostru nu mai știe să-l recunoască corespunzător, dintr-o cantitate. Uh, Anume de gluten, avem acum o cantitate de șase ori mai mare de gluten prin acest grău modificat genetic, gluten care în sine e un fel de lipici e greu de digerat, pâinea care era la bunica era o pâine cu maia care însemna fermentație bacteriană care venea și degrada acest gluten, acum majoritatea pâinii este făcută din, din drojdie, care de multe ori poate să facă mai rău decât bine. Zahărul care se găsește rafinat în foarte multe produse pentru copii și care la fel provoacă foarte multe inflamații digestive. Lista aceasta de așa nu pare a fi impunătoare. E un echilibru la așa, da sau nu prea? Este un echilibru, dar din păcate, datorită modului acesta productiv, zicem noi că vrem să producem mult la hectar din X, din Y, din. Faptul că importăm, vrem să mâncăm roșii și iarna, vrem să mâncăm fel de fel de fructe care normal ar trebui să le mâncăm la momentul lor. Și iarăși, un lucru foarte important la toate cursurile de nutriție, ne spuneau profesorii, trebuie să mâncăm produsele noastre, pentru că pe lângă valoarea energetică, pe lângă valoarea nutrițională a unui produs, avem valoarea energetică care niciodată nu o n-ai cum să o cuantifici. Dar produsul crescut la noi în țară are o energie pe care corpul nostru o cunoaște gândiți vă că suntem formați din atomi. Atomul 99,9% este gol. Dar de fapt nu este gol, este plin de energie. Deci noi suntem mai multă energie decât materie, da? Și atunci noi nu ne mai uh, echilibrăm energetic corespunzător din păcate, pentru că ar trebui să ne hrănim cu hrană vie. Ce înseamnă hrană vie? Hrană care n-a fost procesată în primul rând, supusă termic, peste 40 de grade, 42 de grade distrugem enzimele care sunt substanțe viși, care intră în celule și curăță și au diverse funcții, da? o să-mi spuneți că e un lucru absurd, dar frigiderul a distrus foarte mult din, din nutriție corespunzătoare, pentru că bunicii noștri ne-au că se au fel de fel de metode de conservare, în special prin fermentație, fermentație care se făcea prin bacterii, noi n-am făcut în ultimii 50-100 de ani decât să ne luăm la trântă cu acest microbiom, cu aceste bacterii. Da? Cel mai bun produs este ăla care distruge 99,9% din virus, din bacterii. Ori noi suntem mai mult virus și bacterii. Noi avem bacterii în stomac care produc substanțe bactericide și omoară bacteriile rere. Avem bacterii în stomac care produc substanțe virucide și omoară virusii. 80% din sistemul imunitar este dat de microbiomul uman, și de sistemul digestiv. Eu acolo, dacă am niște probleme, nu am o imunitate corespunzătoare. Vă spuneam că în ultimii 5 ani am făcut o statistică personală: 93% din copiii uh, care au ajuns la mine și am evaluat s-au născut prin Cezarian. Microbiomul acesta este foarte afectat de nașterea Cezariană, pentru că copilul, dacă nu mai trece prin canal vaginal, mamei să ia cele bacterii bune, ia bacteriile din spital, care de multe ori nu sunt niște bacterii bune și pleacă din start cu, cu un dezechilibru al microbiomului intestinal, cu un dezechilibru imunitar. După aceea, contează foarte mult tipul de, de alăptare, copilul s -a, a fost alăptat la sân, cât a fost alăptat doar artificial și, asta, și acest lucru influențează foarte foarte mult administrarea de antibiotice. Gândiți-vă numai din denumire. Antibiotic, antibios, antiviață. Cum să dai denumirea unui produs antiviață? Pe când probioticul este proviață. Am uh, evitat să. Uh... Îl întrerup pe invitat să te întrerup cu întrebări, cu completări, cu, cu paranteze, pentru că dincolo de faptul că ascultam fascinat tot ceea ce spuneai, mă gândeam, așa cum cred că procedează orice om, știi, la o portiță de bun, toate astea la un loc, un munte de lucruri, hai să le spun așa, nepotrivite pentru viață. Dar undeva în firea noastră este, undeva trebuie să credem că e o portiță în aceea de, de fugă, de ieșire. Ok, am ajuns, ok, numai ok nu e. Am ajuns în acest loc, astăzi, pe data de 2 aprilie, în condiții în care mâncarea este ambalată așa cum este, este procesată așa cum este, atmosfera este așa cum este, noi suntem ceea ce am devenit e uh, de azi înainte? De azi înainte ce se poate face? Dacă nu schimbăm ceva, vom vedea și este, o, este, un lucru simplu. Luați generația noastră, peste 40 de ani. Da? Un copil când începea grădinița, când intra în colectivitate, eu nu mi-aduc aminte să fi lipsit de la școală că eram răcit vreodată. A, mă duceam pe la cabinet, mă îmbolnăveam, mă duceam la cabinet, făceam niște penicilini, niște moldamine, uh, da? Și la școală. În ziua de astăzi, un copil care este imunizat, gândiți-vă că noi făceam patru vaccinuri toate, un copil până la un an acum are 29 de vaccinuri. 29 de, de vaccinuri care într-adevăr vin combinate câte 5-6 într-o singură doză. Deci, copilul ar trebui să fie mai imunizat. Și cu toate astea, jumătate din an îți sta acasă că e bolnav, e foarte răcit. Uitați-vă la numărul de farmacii. Aveam o singură farmacie la Obor care deservea patru bulevarde de mari. Acum doar de la Bucurobor până la Doamna Ghica am numărat 20 de farmacii pe trei stații de tramvai, doar așa, la, la vedere. N-am intrat pe străduțele adiacente. O să fac o glumă, bine, n-are legătură, dar măcar pe final așa, la numărul de agenții de pariuri și de agenții de păcănele, că nu știu cum să le spun, care, pe care le găsești peste tot, e și normal să crească numărul de farmacii, pentru că în momentul în care vezi că ai jucat-o și ți și casa nu mai o să te duci decât, la, la, farmacie. <laughs> decât la, la farmacie. Bine, nu e nimic de râs, dar da, astea da. sunt, până la urmă, nu, nu sunt speculații, sunt concluzii, pot fi verificate prin pur și simplu prin... Noi mergem acestor... în, în jurul nostru și, și nostru. până la urmă gândiți-vă câte medicamente luăm acum. Bunicii noștri nu cred că înghițeau odată medicamente, poate în viață, da, poate unii dintre ei mureau, zic, mulți pe lasă, dar se mureau, da, dar se puneau de o pneumonie, de o chestie simplă, într-adevăr, dar acum, din păcate, gândiți-vă, vorbeam cu cineva, 90 era un singur caz de intoleranță la gluten. În ziua de astăzi avem 10.000 Nu ne punem niște semne de întrebare. Nașterea, de pildă, Cezariană crește de între de 3 și de 5 ori probabilitatea ca acel copil să facă astm, alergii, tulburări intestinale, tulburări inflamatorii, diabet, tulburări metabolice da? Dintr-o dată trei alimente, nu de salvare, cum era și ca monopol era de fugă nu, dar pe care să le trecem în balanța aceasta pe foaia care deocamdată încă e albă, trei pe care nu în mod obligatoriu, dar măcar ar trebui să le luăm în considerațiune. Eu am studiat mult nutriție în ultimul timp și am găsit fel de fel de tip care vindecau, să zicem așa, prin metode total diferite. Ce aveau ca puncte comune? Alimentele fermentate. De fapt, bacteriile din alimentele fermentate. Deci ar trebui să ne hrănim cu probiotice, chiar dacă suntem sau nu suntem bolnavi. Periodic ar trebui să mai hrănim aceste probiotice. Cred că mare parte din societatea actuală are o disbioză intestinală, pentru că noi nu ne mai hrănim Gândiți-vă că prebioticele, hrana acestor bacterii din stomacul nostru, o luăm din legume și din fructe, dar într-o stare cât mai naturală. Ori majoritatea fructelor vin deja stropite, nu mai vorbim de cum au fost crescute, nu știm cum au fost crescute, dar vin stropite tocmai pentru că pe drum să nu se infesteze cu fel de fel de lucruri. Da? Toate lucrurile astea își pună amprenta asupra noastră și atunci ar trebui să ne hrănim mai mult cu aceste bacterii. Medicina viitorului se va axa foarte mult pe aceste bacterii. În, uh, în niște studii foarte interesante pe uh, șoareci germ-free, adică șoareci fără microbiom, s-a luat microbiom de la un șoarece obez, de la un șoarece cu depresie, de la un șoarece cu cancer și doar prin schimbarea microbiomului am transmis toate aceste tulburări, inclusiv uh, psihice, inclusiv organice, șoareciului respectiv. Deci, prin microbiom uh, putem strica, dar tot mic, prin microbiom putem foarte bine repara. Și atunci, produsele fermentate murăturile, iaurtul, chefirul, dar făcute în casă, că iarăși intrăm într-o politică ca să facem profit rapid, nu mai lăsăm 20-36 de ore uh, să fermenteze uh, produsele respective, le las 4-5 ore ca să produc 4-5 arge în timpul ăla și atunci produsele nu mai au cum trebuie bacterii, ar trebui să ne le facem noi acasă. Medicina viitorului, că spuneai puțin mai devreme, cu siguranță va rezolva sau va încerca să rezolve unele dintre probleme de azi. Marea bucurie ar fi să mai fie oameni care să, să aibă grijă de această medicină viitorului, pentru că deocamdată, pe ritmul de accelerare, cu adevărat și măsurabil, dintre toate, este cel al distrugerii și autodistrugerii. E, la Dar modul orice general. Ce tulburare în momentul ăsta, cum era în 90, ce incidență avea în 90, ce incidență avea acum. Mă refer numai la, știi, pe persoană fizică, ci la modul general. Dar s-a mai întâmplat în istorie, omul are această capacitate de a se uh, genera, auto-regenera. Uh, și poate la un moment dat, e nevoie de o resetare, ca altfel nu? De o resetare, o revelație pe care poți să o ai din toate punctele de vedere, nu înseamnă neapărat una divină spirituală, poți să ai o revelație cu privire la orice în viața ta și să începi un, un drum nou de astăzi, asta să fie prima zi a restului vieții tale, cum se, uh, cum se spune. Uh, mii de mulțumiri și din nou ca data trecută cu rugămintea să, să mai vii pe la noi, și să mai stăm de vorbă despre această problemă care, cu siguranță, nu se va nu, nu o să dispară doar păi că am doar vorbit. Doar de microbiom putem vorbi o oră întreagă. Vom, vom mai vorbi. Uh, Mariu Zanfir, prezent în emisiunea în comunitate, uh, psiholog expert, psihologie clinică și psihologie judiciară. O să vă rog să urmăriți activitatea și dincolo de această emisiune, lucrurile pe care le face, pe care le spune, uh, președintele Asociației pentru Sănătate Mentală a Copilului de, uh, de asemenea. Marius Zanfir și Răzvan Ursuleanu de aici din studio, le mulțumesc ascultătorilor, vă mulțumim vă în primul rând pentru că sunteți alături de noi și bă, te mai așteptăm pe la noi, Marius. Cu mare plăcere. Toate cele bune. Pa, pa. La revedere. București ferm. Aici e capitala.